Început deja să ajungă la gunoi. Cum sărbătorile au trecut, odată cu ele dispar și ultimele semne ale vacanței. Există totuși câteva soluții ca mirosul de brad să mai rămână în case. Asta nu va alunga însă depresia de după concediu. Multora prima zi înapoi la serviciu le va alunga buna dispoziție. Primul semn că trebuie să punem frână sărbătorilor și vacanței este renunțarea la bradul de Crăciun. Dezvoltovitul bradului nu e deloc o treabă grea, însă e semn că vacanța e cam gata. Abia acum vine întrebarea cea mai grea. Ce fac cu bradul gata uscat? Primul lucru la care se gândesc cei de la oraș care au dat și sute de lei pe un pom este să-l arunce la gunoi. Există totuși variante. O primă utilitate le-ar putea avea acele uscate care au căzut din brad. Puse într-un ghiveci cu flori, ele pot folosi drept îngrășământ. Trunchiul poate fi făcut cu ier pentru haine sau... Câteva crenguțe tăiate din brad se pot transforma cu ușurință într-un ornament de Crăciun care, pe de-o parte, ține vie amintirea sărbătorilor și aduce și o mireasmă plăcută. Un alt semn că de azi ne întoarcem la rutină e faptul că târgul de Crăciun și-a închis porțile. După o lună, comercianții au tras linie. Mai ții așa minte cam câte sarmale ai învârtit? Nu știu să vă spun, dar au fost mai multe. Deci în viața mea n-am făcut atâtea. Suntem încântați pentru că am ajuns la București, mai ales sub Bucovineac. Vă dați seama, am lăsat Bucovina mea de sărbători și vin aici. Pentru cei mai mulți dintre noi, prima zi de muncă după concediu e un chin, iar cei mai sensibili pot face chiar depresie. Relaxarea dobândită în perioada vacanței ar trebui păstrată. Adică să nu ne implicăm din primele zile în activități obositoare. Când îți pune șeful niște deadline-uri și așa intri în ritm automat, fără să vrei, deci ești forțat. Te bucur că de mâine începe... Școală. Da, mă bucur foarte mult. Da. Nu, depresie, nimic. Nimic. Cu depresie sau fără, trebuie să facem față câtorva luni bune de muncă. Prima vacanță e abia de Paște, prin luna aprilie.